Când credeam că am scăpat de frig și vreme rea, se pare că iarna se întoarce. Cu două săptămâni înainte de Paște, a nins puternic în mai multe județe din țară, iar temperaturile au scăzut sub normalul acestei perioade. Este iarnă în toată regula în miez de aprilie, după o sâmbătă cu temperaturi de vară, duminică s-a întors cu vremea rea. Potrivit meteorologilor, vremea se schimbă radical în România, devenind destul de rece pentru această perioadă a anului. A nins puternic în Maramureș, Suceava și Harghita. Vremea însă se îndreaptă de la mijlocul săptămânii, când meteorologii anunță și peste 20 de grade. Vremea e ca și omul, schimbătoare, că și omul tot la fel este. Se schimbă de la o zi la alta. Așa că nu ne mai miră nimic. Ce să mai discutăm de defrișări, de păduri masive și nu s-a luat niciun fel de măsură de înlocuire, de plantare, altceva. Asta e viața omului și de o facem singur din ce în ce mai rea. Poți fi așteptat la o vreme mai bună pentru această perioadă? De vreo câțiva ani de zile e cam la fel, să repetă situația asta. Acum chiar că a fost un pic mai deosebit anul ăsta, cu frig mai apăsător și chiar iarnă la jumătatea lui aprilie. S-a schimbat clima, toată globul pământesc. Parcă vine și iarnă, vine și vară, vine și, mă rog, asta e. A nins în Bușteni, unde vizibilitatea a scăzut sub 50 de metri. Cele mai afectate zone au fost pe DN15 în Borsec, respectiv DN12C, zona Lacul Roșu. Duminică, în pasul Gutâi, s-a circulat în condiții de iarnă.